Maia Sandu a mers în autonomia găgăuză la Universitatea din Comrat. Șefa statului a pus accentul pe conservarea și dezvoltarea identității găgăuze. Totuși, mai mulți protestatari mobilizați de grupul Șor au încercat să bruieze vizita președintei Sandu. Ea a declarat că oricine are dreptul să protesteze, ținând cont de propria agendă. Colega mea, Virginia Pântea, a fost la Comrat și a urmărit acest eveniment. Vizita președintei la Comrat a generat un val de nemulțumiri din partea mai multor persoane mobilizate de grupul Șor. Înainte ca șefa statului să ajungă la universitate pentru a ține o lecție publică, manifestanții au provocat tensiuni și s-au încaierat cu poliția, iar primarul de Comrat, Serghei Anastasov, a încercat, dar fără succes, să calmeze spiritele. Până la urmă, președinta Maia Sandu a vorbit cu studenții și profesorii despre identitatea găgăuză, despre investițiile în autonomie și despre aderarea la Uniunea Europeană. Она очень четко доносила свои мысли, и также она перечислила по поводу трат, на что уходят, в принципе, деньги с нашего бюджета. И также она дискутировала с нашими студентами довольно-таки хорошо, открыто, и это очень радует то, что она готова к диалогу с нашей молодежью. Радует, что хотя бы она решилась приехать к нам в универ и будет. Autoritățile de la Chișinău mențină dialogul cu liderii regionali onești, susține președinta Sandu. Oricine este liber să protesteze, dar din păcate oamenii care au venit astăzi la protest nu au venit cu agenda proprie, cu problemele care îi deranjează pe ei, au venit cu agenda celor care i-au plătit și știm sigur că i-au plătit pentru că nu e prima dată și această informație este publică deja. O grupare de corupție, o grupare criminală folosește oamenii pentru ca să-și promoveze propriile interese. Interesele hoților sunt clare, să revină la putere ca să continue să stoarcă bani din Republica Moldova și din cetățenii ei. Actuala conducere regională a ales cooperarea cu un stat agresor, a declarat jurnalistul găgăuz Mihail Sircheli pentru Moldova 1 la emisiunea În Context. Ei vor să izoleze găgăuze și acest lucru de izolare a găgăuzei a început încă de Irina Vlah și a fost preluat de gruparea criminală Șor, care a capturat puterea în unul de găgăuze. Și ei încearcă să creeze un așa, în percepție oamenilor, un zid asaltat în găgăuze și să creeze impresia că la Chișinău sunt dușmani. Autoritățile centrale încearcă să vină cu o altă agendă. Ei se întâlnesc cu primarii, se întâlnesc cu antreprenori. Principalele preocupări ar trebui să fie exact cele subliniate inclusiv azi de doamna Maia Sandu. Fie am o minoritate găgăuză vorbitoare de limbă turcă, care face parte din bogăția Republicii Moldova, cum în România există o minoritate turcă care este extrem de loială statului. Exact în aceeași măsură, e o bogăție care trebuie apărată, trebuie dezvoltată, dar în momentul în care eu fac acolo un stat în stat cu limba rusă și cu vizite la Kremlin, acest lucru nu are cum să susțină legitimitatea.